Au mai rămas 10 zile până la debutul ediției cu numărul 31 a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești Flor de Mai. Organizatorul evenimentului este Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, instituție subordonată Consiliului Județean. Concursul va avea loc în perioada 17-19 mai în sala de spectacole Barbu Știrbei, iar gala laureaților va avea loc pe scena amplasată pe esplanada din fața Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Prima seară de concurs îi va avea ca invitați în recital pe Mirabela Dauer și Ionuț Dulgheriu, iar în a doua seară publicul prezent în sală se va bucura de melodiile lui Gabriel Dorobanțu și ale lui Liviu Todorescu. Festivalul se va încheia duminică 19 mai cu recitalurile extraordinare susținute de Adrian Enache și Vank. Din jurul festivalului vor face parte specialiști și personalități consacrate ale muzicii ușoare românești. Daniela Vitcu, Viorel Gavrilă, Ileana Șipoteanu, Liviu Manolache și Bogdan Dragomir. Prezentatorul festivalului este Ionuț Dulgheriu. Potrivit organizatorilor, intrarea va fi liberă.